Samkhya înseamnă yoga înțelepciunii. Aceasta este traducerea clasică a acestui capitol. Și după cum am mai menționat de mai multe ori, capitolul 2 este considerat a fi cel mai important capitol din Bhagavad Gita, pentru că, în un sens, reprezintă abecedarul vieții spirituale sau practici spirituale. Și esența acestui abecedar este înțelegerea distinției dintre corpul fizic și atma sau suflet. Data trecută noi am vorbit, am menționat mai multe lucruri importante din acest capitol, deci am discutat, mai ales am discutat versetul 44, Karmanie Vadikara 47, Karmanie Vadikara ste, ma paleshu kadacemi, în care Krishna îi spune lui Arjuna, tu ai dreptul să-ți îndeplinești datorile tale prescrise, dar nu ești îndreptățit la fructele activităților tale. Să nu te socotești niciodată a fi cauza rezultatelor tale și nu te atașa niciodată de neîndeplinirea datoriei. Deci, cu alte cuvinte, noi ne îndeplinim datoriile noastre, noi dorim rezultate. Dacă rezultate sunt bine, dacă rezultate nu sunt, tot este bine atâta timp cât noi ne înfăptuim datoria noastră. Deci, cu alte cuvinte, nu trebuie să lăsăm ca rezultatele anticipate ale acțiunilor să ne motiveze în activitățile noastre. Pentru că dacă aspirațiile noastre de a obține un rezultat este singurul motiv, atunci aceasta este o consecință a modului pasiunii. Și de obicei, oamenii simt o anxietate foarte mare atunci când sunt influențați de influența modului pasiunii. Și noi am povestit data trecută, faimoasă povestire din Gopal Dharpani Upanishad, povestirea despre Krishna, Nitya Brahmachari, și despre Durvasa Muni, înțeleptul Durvasa, care mânca doar suc de la iarba durva. Și în același timp, noi am văzut cum râul Yamuna, când i s-a spus o anumită mantra, în care sensul acestui mantra era că Krishna este un Nitya Brahmachari, cu alte cuvinte, el nu se asociază deloc cu genul feminin, sau Durvasa este un mare înțelept pentru că el nu mănâncă deloc nimic în afară de sucul care este extras din iarba durva, dar în același timp gopile au văzut cum Durvasa Muni a devorat o cantitate imens de mare de mâncare, de hrană. Și ele, până la urmă, au venit la Krishna și au întrebat, deci cum poate să se întâmple acest lucru, că Yamuna s-a despărțit și a făcut loc, apele sale s-au despărțit și au făcut loc pentru noi ca noi să trecem, spunând aceste mantre că tu ești un mare brahmachari, de că deloc nu ai niciun contact cu femeile, nici verbal, nici tactil, nimic. Și plus, Durvasa, marele înțelept, de asemenea, este un mare yogin care nu mănâncă nimic în afară de prana și în afară de acest suc. Cum se întâmplă acest lucru? Că Yamuna s-a despărțit auzind această afirmație. De ce? Pentru că nu este adevărat din punct de vedere exterior. Și atunci Krishna le-a povestit gopilor această știință despre activitate sau arta activității când cineva își înfăptuiește datoriile, dar nu este atașat. Și o să mai citesc încă o dată acest pasaj în care Krishna explică că o acțiune ne leagă de reacția karmică numai atunci când considerăm că noi suntem cei care acționăm. Atunci când o acțiune este realizată de un suflet realizat sau de către Domnul Suprem, ea este realizată fără nicio urmă de ego și fără nicio implicare mentală. Deci, cu alte cuvinte, deci, știți cum noi găsim un portmoneu cu 200 de euro, avem un heart attack. Pierdem un portmoneu cu 200 de euro, de asemenea avem un heart attack. Deci asta e cam atitudinea noastră la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Pe când un înțelept, el este stitadir muni, o să mai vorbim astăzi despre acest concept, el este fixat în atman. El este foarte statornic în legătura sa cu sufletul său, din interiorul său. Și mai departe, Krishna a spus că chiar dacă nu i-ați fi adus nimic înțeleptului Durvasa, el ar fi rămas tot atât de fericit. De ce? Pentru că
Fericirea lui derivă nu dintr-un obiect exterior, ci din atmara, din bucuria sufletului său, pentru că el este un suflet realizat. Da. Și asta a fost tot un verset foarte important din capitolul 2, Bhagavad Gita, Karmani Evatikaraste, Mapaleshu Kadachana, care ar fi bine să-l memorizați sau să meditați asupra lui mai desigur. Bine, continuăm astăzi mai departe cu studiul capitolului 2 și am mai rămas încă o parte să discutăm din acest capitol, care sunt partea care povestește despre trăsăturile unui suflet realizat de sine sau trăsăturile unei personalități realizate de sine. Noi am vorbit anterior despre faptul cum Krishna a descris mai multe calități ale sufletului. Deci el a explicat ce înseamnă suflet, cum transfigurează sufletul, care sunt principiile acestei transfigurări. Și avem pozele faimoase, care explică, într-un sens, versetul faimos, tot din Bhagavad Gita 2.13, Vihinos minatha dehe kaumara meo namjara, Tatha de Hantara Praptir, dirasta Trana Muhyati, în care Krishna spune că așa cum sufletul întrupat trece mereu în acest corp de la copilărie, la tinerețe și bătrânețe. Și aici avem poza clasică, de la copilărie, la tinerețe, la bătrânețe. La fel, sufletul după moarte trece într-un alt corp. Și această schimbare nu îl tulbură pe un dhira. Da? Nu îl tulbură pe o persoană care este sobră, care are cunoașterea despre suflet. De asemenea, am avut versetul 22 în care Krishna spune că așa cum un om îmbracă veșminte noi repândându-le pe cele vechi, la fel sufletul primește noi corpuri materiale repândându-le pe cele vechi și nefolositoare. Și atât după această serie de versete în care Krishna explică știința despre Atma, despre suflet, și de asemenea în care Krishna explică faptul că Arjuna trebuie să-și înfăptuiască datoriile sale prescrise, Arjuna a vrut să înțeleagă cum arată un suflet care este realizat, dar în același timp continuă existența în cadrul lumii materiale, își continuă datoriile, dar în același timp cultivă această stare de spirit despre Atman. Deci el este un suflet realizat, dar continuă mai departe existența în cadrul acestei lumi materiale. Și Arjuna a vrut practic, a vrut niște răspunsuri practice. Deci cum arată un asemenea suflet, cum se mișcă el, cum gândește el, ce vorbește el. Și haideți să știm care au fost exact întrebările și o să vedem răspunsurile lui Krishna. În versetul 54, Arjuna întreabă: O Krishna, care sunt semnele celor a cărui conștiință este astfel absorbită în transcendență? Cum vorbește el și care este limbajul său? Cum stă așezat și cum merge el? Deci, cu alte cuvinte, cum el nu este afectat de lucrurile care se întâmplă în jurul lui și în același timp cum acționează el în cadrul acestei luni, pentru că el tot înfăptuiește anumite datorii în cadrul existenței materiale. Și atunci, în versetul 55, Krishna spune: O Partha, o Arjuna, când omul renunță la orice fel de dorință de satisfacere a simțurilor, evită din născăcirile minții și când mintea sa, stel purificată, își găsește mulțumirea numai în sine, atunci se spune că este situat în conștiința transcendentă pură. Și aici aveam primul termen important în sanscrit în care Krishna spune Stita Pragya. Stita Pragya. Cuvântul Pragya este un termen vedantic care deseori se întâlnește în Vedanta Sutra. Pragya Samadhi, de exemplu, sau Ananda Pragya, deci deseori se vorbește. Pragya înseamnă nivelul transcendent sau conștiința transcendentă. Și stita înseamnă, provine de la cuvântul stan. Deci noi avem cuvântul stan. Stan înseamnă
situat sau localitate, vreau să mai traducem. Noi avem Hindustan, sau avem Afganistan, da? Sau avem Pakistan. Da? Nu sunt cele mai fericite țări, într-un sens, dar stan. Deci stan înseamnă, deci de la, stita vine de la stan. Și stita înseamnă statornic. Deci un înțelept este o entitate care este stabilă în pragya, în conștiința sa transcendentală. Ați observat cum noi acum, noi oscilăm, pentru că suntem influențați de modurile naturii materiale. Chiar după 20-25 de ani, în conștiința de Krishna, noi tot o să oscilăm, pentru că modurile sunt foarte puternice. Și uneori o să simțim un entuziasm mai mare, mai profund, de a cânta mantra, de a fi o personalitate spirituală. Noi o să luptăm cu demonii din interiorul nostru, dar o să luptăm foarte tare cu ei, să îi înlăturăm la o parte, să îi distrugem. Alte zile noi suntem, I can't do it anymore, gata, nu mai pot, nu mai pot. Frigider, prasada, tot ce vedem acolo de vorem, pat, nici japa nu vrem, nici Bhagavad Gita nu vrem, nimic nu mai vrem. Da? De ce? Pentru că suntem influențați de modurile naturii materiale. De când un stita pragya, un suflet realizat, chiar dacă el simte influența modurilor naturii materiale asupra corpului său, el nu intră în panică, pentru că el nu se identifică cu el. Iată, Marian a dat acest exemplu foarte frumos, ai tradus acel verset, chiar îți mulțumesc foarte mult că l-ai tradus, în care se dă comparația aceasta cu o entitate realizată de sine, ca el este ca un om beat, în care se întâmplă ceva cu corpul lui, dar el nu este foarte conștient ce se întâmplă cu corpul lui. El se mișcă în această lume. În limba rusă noi avem expresia nafta pilot, deci autopilot, deci oamenii când beau mai mult alcool decât este necesar, ei cumva, nu știu cum, dar ei își găsesc drumul la casă, deci prin autopilot. Și iată, cam aceasta este, vedele cam asta, așa încearcă să descrie starea de conștiință a unui stita pragya, deci unei entități realizate care se află în cadrul lumii materiale, se mișcă în această lume, dar nu este afectată, nu se identifică tare cu lucrurile care se întâmplă. Cum sunt multe povestiri în cazul lui Shrila Prabhupada, de exemplu. Discipulele odată puneau pe pereți niște afișe, nu știu ce, și niște peoneze au pozit pe jos. Shrila Prabhupada a călcat într-o peoneză. S-au oprit, a ridicat piciorul, a scos pioneza, s-a uitat la discipul care erau încălziți. N-a spus niciun cuvânt, l-a lăsat și a mers mai departe. Nici aoleu, nici ai, nici vau, nici vai, și așa mai departe. A pus pioneza la parte. Sau altă dată, Shuddha Kirti, care era secretarul și l-a preocupat, a găsit un dinte de pernă și l-a preocupat. Deci să scadă un dinte în timpul. Și preocupat avea 2 săptămâni de fața umflată. N-a spus niciun cuvânt. Deci niciun cuvânt. Nu înseamnă că nu simțea durere, dar nu se identifica cu această durere. Vedele mai dau un exemplu cu nuca de cocos. Nuca de cocos când este coaptă, miezul de cocos, miezul ăla alb din interiorul cocosului, el se desprinde de partea tare a nucii, de coajă. Și dacă vrei să vezi cât de coaptă este nuca, atunci trebuie să o miști puțin și în interiorul sună. Și atunci vezi că, ok, nuca asta este complet coaptă. Iată, în mod similar, un suflet realizat se află în interiorul corpului său, dar nu se identifică cu corpul respectiv și de aceea stita pragya. Deci el este situat în transcendență pură, în conștiință pură. Deci avem 2 variante. Deci o să vorbim despre stita pragya. Avem varianta antică, unui înțelept vedic care obține liberarea. Și cam așa ar trebui să fim noi în cadrul existenței noastre materiale. Deci cam asta ar trebui să fie atitudinea noastră. De ce apare lumina? De ce se duce spre lună? Așa s-a ales. Să treacă la început prin lună, pentru că sunt mai multe căi de a pleca din lumea materială. Dacă nu mă înșel în capitolul 6, cred că e 6, capitolul 6, Krishna spune despre 2 genuri de plecări din această lume. Când este luna plină și când este luna invers, cum se spune? Luna nouă. Luna nouă, da.
Și sunt yogini care preferă să plece la început pe lună ca un loc de tranzit, după care ei pleacă în planetele superioare și trec de pe o planetă pe alta, de pe o planetă pe alta. Această cale se numește Devayana. Și există încă Pitriana. Sunt mai multe căi, sunt mai multe rute, cum avem noi în munții Carpați, deci avem acele mai multe rute. Și atât, în mod similar, yoginii cunosc mai multe rute când se plece din această lume. În cadrul unui devotat, unui bhakta, el nu-și face mare griji când va pleca din cadrul acestei lumi, pentru că un devotat se abandonează complet lui Vishnu, persoanei supreme, și este ghidat de supra sufletul din interiorul inimii lui, care el îl cheia de mână și îl duce prin toate sferele, toate dimensiunile Universului. Bun, trecem mai departe. Versetul 56. Cel a cărui minte nu se tulbură nici chiar în mijlocul întreitei suferințe și nici nu se înflăcărează la fericire și care este lipsit de atașament, frică și mânie, este numit înțelept cu mintea statornică. Și iarăși Krishna folosește termenul de Citadir Muni. Aici e o mică variație. Aici vorbea despre Stita Pragya. Acum ea spune despre Citadir. Citadir Muni înseamnă că inteligența lui este fixată. Inteligența. Aici Pragya înseamnă conștiință preaștudență, pe când Stita are o inteligență statornică. Nu este fluctuantă, dar cu noi uneori, deci gândim să facem asta, după aia ne răzgândim, nu o să facem altceva, spunem una, ne gândim la a treia, facem a patra și așa mai departe. Nu. Un stita dir muni, deci inteligența lui este foarte statornică. Și Krishna explică în acest verset trei lucruri, deci înțeleptul este cineva care vitaraga. Deci vitaraga înseamnă el renunță la pofta plăcerilor simțurilor sale. Vita bhaya înseamnă el rămâne liber de frică. Deci el nu are de ce să se mai teamă, pentru că el înțelege că este un atma, este un suflet. Nu știu dacă m-am povestit, dar îi țin minte prima lecție cumva despre atma tatva, care am primit eu într-un ashram în 91, era când noi trebuia să plecăm în Ucraina, în Kiev, vedeam un maestru spiritual cu Paul Krishna Goswami. Și am început să vorbim, wow, o să mergem la lecție, o să ascultăm lecțiile, o să participăm în kirtan, ce frumos, prasadam, deci o să fie foarte mulți devotați, oameni spirituali, o să fie un festival. Și la un moment dat m-am prins și am întrebat, dar unde o să dormim acolo? Și un prieten, dar meu mai elevat puțin spiritual, s-a uitat la mine și a spus, în corp. În corp. Și apoi mă gândesc, wow, ce realizați sunt aici, îndrăgătați, deci unde să dorm? În corp. Nici o problemă. Bine, în corp, bine, mergem. Deci asta înseamnă că nu, deci un suflet realizat nu are nicio frică. Și vita croda înseamnă este lipsit de mânie. Deci asta este un stipă de ir mult. Mai departe, versetul 57. În lumea materială, cel care este neafectat de orice bine sau rău ar putea obține, fără să se bucure, fără să se mâhnească din această pricină, este ferm stabilit în cunoaștere perfect. Pragya pratishta. Și încă un termen Krishna folosește. Pragya pratishta. Deci toate aceste termene Krishna le folosește pentru a-mi descrie un suflet realizat. Și Pragya Pratishta, acum traducerea este cel care este situat în cunoaștere perfectă, în cunoaștere transcendentă. Sau stabilit în cunoaștere perfectă. Și fiind stabilit în cunoaștere perfectă, pentru el nu există rău, nu există bine. Deci el este cumva cald. Și atunci când se întâmplă lucruri rele, și atunci când se întâmplă lucruri bune în viața lui Dumnezeu. Și la Prabhupada povestea o povestire foarte interesantă pentru a demonstra cum gândește un suflet care a atins acest nivel de cunoaștere perfectă. Un fermier, împreună cu fiul său, avea un cal iubit. Calul
îi ajutau pe ei să-și câștige existența. Arau pe el sau mai făceau diferite lucruri. Într-o zi, calul a fugit din grajdă, a fugit din casa fermierului. Și vecinii imediat au venit și au spus, wow, ce lucru rău s-a întâmplat, calul a fugit. Deci este un lucru absolut rău. Ce ghinion? Fermierul atunci s-a uitat la ei și a spus, poate e ghinion, poate e noroc, vom vedea. Nici o reacție. Poate e ghinion, poate e noroc, vom vedea. Câteva zile mai târziu, calul s-a întors înapoi cu niște iepe, iepe care erau sălbatice din pădure. Vecinii imediat au venit și au spus, wow, ce noroc, uitați-vă, calul vostru, nu că a venit singur, dar a venit încă cu niște iepe, deci, wow, ce bogăție o să aveți acum. Și iarăși, fermierul s-a uitat la ei, foarte calm, foarte sobru și a spus, poate e noroc, poate e ghinion, vom vedea. Mai târziu, în acea săptămână, fiul fermierului cumva, a încercat să călărească una din iepile care a fost adusă de cal și și-a rupt piciorul. A picat de pe ea și și-a rupt piciorul. Vecinii iarăși au venit și au spus, wow, ce ghinion! Fiul tău și-a rupt piciorul. Fermierul iarăși foarte calm s-a uitat la ei și a spus, poate e ghinion, poate e noroc, vom vedea. După ceva timp, țara în care se întâmpla această povestire a început un război cu țara vecină. Și atunci, bineînțeles, soldații au venit să recruteze prin diferite sate, au venit să recruteze oameni tineri pentru ca ei să devină soldați în armata regelui. Și ei, când au venit în casa țăranului respectiv, s-au uitat la băiat și au văzut că piciorul lui era rupt. A spus, ăsta nu este apt pentru armată, de aia nu-l luăm în armată. Și vecinii atunci, iarăși, au venit la vecin, la fermier și au spus, wow, ce noroc ai, pentru că fiul tău n-a fost recrutat în armată. Fermierul iar a răspuns, poate e bine, poate e rău. Și iată, povestirea asta tot continuă la nesfârșit. Deci tot la nesfârșit și la nesfârșit. Pentru că fermierul, cumva, era foarte detașat de bine și de rău. Deci el avea o altă percepție a lucrurilor care se întâmplă și el înțelegea că timpul, orice ca timpul o să arate ce este bine și ce este rău, dar oricum, binele și rău în cadrul lumii materiale este doar un semn al dualității. Deci un suflet care are cunoaștere perfectă, nu este afectat de dualitatea existenței materiale. Bine, rău, cald, frig, cum a... Mai devreme, în capitolul 2, Krishna de asemenea spune Matras pașastu kaunte așuștoștun suka dukada Agampa maina mitea stam stitikșo svabarata Fericirea și nefericirea care o simțim în cadrul lumii materiale este ca venirea și plecarea iernii și verii. Dhira statra namuheti Dhira tolerează aceste lucruri și nu este afectat de el. El își îndeplinește datorile. Și asta, de fapt, este cheie pentru a realiza că noi suntem atman. Deci noi suntem suflet. Asta este cheia. Krishna deja a dat un indiciu mai devreme cum cineva poate să realizeze diferența dintre corpul său și suflet. Citim mai departe, versetul 58. Cel care este în stare să-și retragă simțurile de pe obiectele simțurilor, așa cum broasca țestoasă și retrage membrele din carapace, este ferm stabilit în cunoașterea desăvârșită. Încă o dată repet, cel care este în stare să-și retragă simțurile de pe obiectele simțurilor, așa cum broasca țestoasă, își retrage membrele în carapace. Cine a avut broască țestoasă în copilărie? Eu am avut vreo 3 sau 4, cred. Știm cum broasca țestoasă se retrage membrele în carapace. Dacă nu-i place ceva sau se sperie imediat, ups, intră în interiorul său. Iată, în mod similar, suflet realizat. Vedeți cum civilizația consumeristă întotdeauna ne stimulează simțurile. Civilizația consumeristă încearcă să ne scoată simțurile din interiorul nostru. Uite aici, miroase asta, mănâncă asta, pune mâna pe asta, condu asta, da? Spală-te pe dinți cu asta. Pentru că dacă nu faci aceste lucruri, nu ești fericit. Și civilizația consumeristă încearcă din contra, cumva, noi, să ne stimuleze, să ne agite simțurile, să ne agite mintea.
Pe când un transcendentalist, din contra, el duce un mod de viață în care simțurile lui rămân calme, mintea lui rămâne calmă. Și Bhagavatam, și mai Bhagavatam, de exemplu, focului și untului, în care se spune că gratificarea dorinților niciodată nu satisface simțurile. La fel cum oferirea unei oblățimi de unt topit în foc nu stinge, dar din contra, aprinde focul să arde și mai puternic. Cu cât mai mult stimulăm simțurile, cu atât mai mult ele devin sălbatice. Deci oamenii, în gratificarea simțurilor sale, ei devin pervertiți. Da? Deci, mai ales oamenii bogați. Știți acele sniff movies? Da? Sau cum se numește ele? Sunt oameni bogați care plătesc o grămadă de bani ca să vadă înregistrări cum sunt uciși oameni live. Sunt oameni care plătesc o grămadă de bani pentru a mânca carne de om. Da? Și așa mai departe. Deci ei sau swingers și așa mai departe. Deci încearcă tot felul de perversiuni pentru că deja nu mai știu ce să inventeze. Deci simt tot le stimulează simțurile, dar ei tot nu sunt fericiți. Da? Și nu este... Secretul este, din contra, să-ți calmezi simțurile. Cum și la Prabhupada dădea un exemplu cu, știți, sunt bolele acestea de piele, când simți o mâncărime pe piele. Și atunci cineva încearcă să zgâre mai mult și mai mult și mai mult, dar cu cât mai mult zgâre, cu atât mai mult sângere, deci cu atât mai mult agiți și mai tare pielea sărmană. Și atât, în mod similar, când noi încercăm să ne gratificăm simțurile și mai mult, mintea devine sălbatică, simțurile devin sălbatice. Și atunci noi ne pierdem acest simț al păcii interioare. Noi suntem împrăștiați peste tot din cauza aceasta. Da? Și de aceea Krishna spune aici, un suflet realizat, prakya pratishta, deci el își retrage simțurile. Și el duce un mod de viață, cum de exemplu un mare maestru spiritual, Rupa Goswami, le explică acest lucru într-o carte a sa care se numește Bhakti Rasamrita Sindhu și el spune că un transcendentalist, un Bhakti Yogi, el duce un mod de viață prin care el intenționat își controlează simțurile și el, deci ceva de gen, deci dacă el știe, de exemplu, că o să treacă pe o stradă, cum în Amsterdam, avem acest Red Light District, faimosul. Deci pentru el, dacă este alegerea de a trece prin Red Light District și drumul va fi scurt sau să ocolească Amsterdamul cu totul și va dura, nu știu, o oră jumate, el se va duce pe drumul ăla de o oră jumate, pentru că el știe că din moment când el trece prin Red Light District, simțurile lui vor deveni agitate. El, cu alte cuvinte, el, cum se spune, preîntâmpină. El preîntâmpină. Deci el are o inteligență care e preîntâmpină. Stai puțin. Locul respectiv va fi un loc care este favorabil pentru mintea mea sau nu este favorabil. Și dacă înțelege că locul respectiv nu este un loc cel mai favorabil pentru viața lui spirituală, el devine. Deci asta e conduita unui transcendentalist. El niciodată nu provoacă degeaba simțurile sale. Deci el duce un mod de viață în care nici într-un caz să nu fie agitat. Și încă un lucru care tot l-am mai auzit de la maestru spiritual este, iată, bărbații, de exemplu. Deci uneori ochii noștri pică pe o femeie frumoasă. Sau invers, femeile văd un băiat mai frumos, să spunem așa. Iată, în clipa aia când noi am simțit că simțurile mele au intrat în contact cu obiectele simțurilor. Iată, noi am aruncat prima privire, inteligența ne-a spus, deci imediat s-a prins butonul ăla, fii atent. Și iată, aici noi avem alegerea de a arunca privirea încă o dată și atunci simțurile noastre devine agitate sau noi ne retragem privirea. Noi ne retragem privirea. Și iată, un sadhu, un suflet realizat, ochii lui uneori pică întâmplător pe obiectele simțurilor, dar el imediat le retrage. El nu se uită, nu se holdează încă o dată. Deci el nu face acest lucru nici într-un caz. De ce? Pentru că din moment
în care el a doua oară și aruncă privirea asupra acestui obiect ale simțurilor, în inima lui apare poftă. Apare o samskara, o întipărire, care se întipărește în conștiința lui, în simțurile lui, și atunci bărbații știu, noaptea se întâmplă diferite lucruri cu ei, sau chiar dacă nu se întâmplă noapte, ei tot încep să se gândească la aceste lucruri. Da? Ei încep să se gândească la ei, să mediteze la ele și gata, n-a mai rămas nimic din meditația ta, n-a mai rămas nimic din pacea ta interioară, n-a mai rămas nimic din devoțiunea ta față de Guru, față de Suprem. Lucrurile acestea s-au spulberat. De ce? Pentru că a intrat altă energie, a intrat în contact cu altă energie, cu energie a modurilor ale naturii materiale, care din interiorul tău, prin simțuri, au pătruns și te agită din interior. De ce? Conduita unui sadhu, conduita unui yogin, este un mod de viață în care el nici într-un caz nu intră conștient, nu permite simțurilor sale să intre în conștient în contact cu obiectele simțurilor care îl agită din exteriorul lui. Nu știu dacă explic bine, deci astăzi e ziua aia când vorbesc mai greu puțin română, sunt zile din asta, dar I do my best. Deci, cum să explic. Da, e valabil și pentru muzică? Muzica poate să schimbe asta? E valabil și pentru muzică, dar n-aș vrea să vă tulbur acum, pentru că muzica mondenă de asemenea, deci haideți să ne gândim la ce se gândesc cântăreții când cântă muzică mondenă. Nu neapărat cei care cântă, nu neapărat muzica cu versuri. Chiar și muzica fără versuri. Care este intenția? Ne uităm la intenție. Ne uităm din punct de vedere subtil. Acordurile pe care se face muzica induc anumite stări. Anumite stări. Deci anumite stări. Și știm, avem o gradare. Deci de la modul ignoranței, modul pasiunii spre modul bunătății. Foarte rar întâlnim muzică în modul bunătății. Foarte rar. Muzică transcendentală întâlnim și mai rar. Da? Și de ce? Muzică de gen I love you, you love me, and you're such a nice girl și așa mai departe. Deci noi primim un mesaj. Da? Noi primim un mesaj prin muzica respectivă. Eu nu vreau acum să vă îngreunez viața, să vă stric viața, pentru că ăsta e uneori ultima consolare de a asculta puțină muzică. Dar fiți atenți. Deci asta, doar asta vreau să spun. Fiți atenți. Fiți atenți cu cine ascultați. Da? Cine sunt cântăreți. Pentru că sunt cântăreți care ei doar fac bani pe muzica lor. Deci nimic creativ. Ei au un talent, ei își folosesc talentul pentru a face bani. Ei știu cum să vă stimuleze simțurile, cum să vă prindă, cum să vă transforme în fani și vă exploatează. Doar într-un mod subtil, ei doar vă exploatează. Deci asta doar vreau să spun, că dacă ascultați o muzică, ok, atunci căutați un autor care simțiți că are măcar ceva gânduri profunde, are niște idei profunde în muzica sa și o prezintă, bine, o prezintă prin muzica modernă, dar măcar are niște idei mai profunde care rezonez cu el. Deci ca conștiința ta să nu fie chiar în modul ignorației sau în modul pasiunii. Deci ca să sumarizăm, practic ce spuneți este să nu ascultăm muzică mainstream. Da, exact. Tu ai spus asta, nu eu. Aici este ceva discutabil, pentru că sunt oameni care se manifestă preponderent în modul ignoranței. Și da, pentru ei să asculte muzică în modul pasiunii, deja îi trage în sus. Da. Dar dacă tu ești în modul bunătății și asculti muzică în modul pasiunii, chestia asta te trage în jos. Exact. Este foarte relativ. Da. E foarte relativ totul. Din punctul meu de vedere, așa văd lucrurile. Da. După 2 ani de stat în ashram, eu am simțit, știți cum simt acești drogați când au, cum se numește? Sevrași. Azi cam asta a fost starea mea. Și am venit la un devotat și am spus, I need rock music. Nu era atunci. În orice caz, nu știam că există rock muzică în conștiința de Krishna. Și atunci, după 2-3 zile, prietenii mei tot vedeau că acum și o să încep să ascult radio sau ceva și mi-a spus, la gândă, stai ca. Și mi-a dat cineva, Cosmin, te-ai văzut în viața ta casete? Sora mea n-a văzut casete în viața ei. Deja a prins CD-urile. și atunci mi-a dat o casetă cu, avea o formație Shelter.
Era niște devotați din Statele Unite, numele lui era Raghunath. Și el cânta, el avea niște albumuri foarte tari, o să vă dau cine vrea, dar Shelter, I Need Your Shelter și așa mai departe. Deci erau niște cântece în conștiință de Krishna, dar muzică rău. Am ascultat un an, doi, trei, mi-a trecut. Acum mi-a dat Vlad niște registrări cu Black Sabbath. Și am simțit cum am picat de pe muntele Everest. Deci tot încercam să văd ceva transcendental. Am găsit acolo. Sunt lucruri interesante. Dar am simțit căderea aia. Deci e o vibrație de la care deja m-am desprins. Nu. Da, dar am avut și alte albumuri care am rezonat mai repede cu ele. Dar Black Sabbath, după 25 de ani de pagină, de kirtan, a fost experiență de pe. Și acum avem un verset foarte interesant, în care Krishna vorbește într-un sens exact despre același lucru. El zice, Vishaya vinivartante niraharasa dihinam, rasavarjam rasopera param trishtvani vartante. Sufletul întrupat poate fi oprit de la plăcerile simțurilor, însă gustul pentru obiectele simțurilor rămâne. Dar încetând astfel de angajamente, prin experimentarea unui gust superior, el este ferm fixat în conștiință. Deci, cu alte cuvinte, Krishna spune că un transcendentalist, mai ales transcendentalist începător, el o să încearcă să-și restrângă simțurile, urmând de exemplu acestei proaste țestoase. Dar, neavând experiență, el când inima lui va simți o atracție către obiectele simțurilor sale. Și atunci Krishna spune ce e de făcut. Simplu, de cultivat un gust superior. Deci, țigara trebuie înlocuită cu ceva mai bun. Alcoolul ce trebuie să fie înlocuit cu ceva mai bun. Gratificările simțurilor grosiere trebuie să fie înlocuite cu niște gratificări mai subtile. Deci exact cum a spus Eugen Peci. Dacă suntem atașați de o gratificare de simțuri foarte grosiere, un pas absolut firesc este la început să cultivăm ceva mai bun în modul pasiunii, de exemplu. Din modul pasiunii în modul bunătății. Din modul bunătății în modul transcendental. Și de ce Shrila Prabhupada spunea această formulă? Că you have to eat prasadam till your neck. You have to walk like ducks after prasadam. Deci trebuie să mâncați cât mai mult prasadam la început și să mergeți ca niște gâște după prasadam, pentru că noi care avem acest gust către lucruri care nici nu vreau să le menționez acum, dar prin prasadam simțurile noastre încep să se purifice. Mintea noastră începe să se purifice. Da? Și iată, știți, cei care au fumat și s-au lăsat de fumat. Voi știți această senzație? Mi-a povestit prieteni, n-am fumat, am avut noroc. Am încercat, dar n-am fumat, deci n-am fost atașat de fumat. Și ei povesteau cum, după o perioadă de timp, după ce se lăsau de fumat, ei începeau să simtă mirosul lucrurilor pe care nu le simțeau până atunci. Da? Din cauza că fumul, acest tutun îi blochează simțul mirosul. Da. Și atât în mod similar. Deci noi acum fiind angajați în tot felul de gratificare ale simțurilor grosiere în modul ignoranței, noi ni se spune despre ceva. Că știi dacă cânti Hare Krishna te simți foarte fericit. Cum după o bere poți simți că ești mai fericit cântând doar Hare Krishna? Nu se întâmplă acest lucru. Orice caz nu se întâmplă imediat. Noi, oamenii, nu rezonează deseori cu aceste afirmații, că doar prin practica spirituală tu simți un gust superior și nu mai ai nevoie de lucruri inferioare. Nu încearcă, de multe ori nu încearcă, sunt sceptici. Și da, Bhaktisiddhanta Sarastri, maestru spiritual al Shrila Prabhupada, povestea un caz foarte interesant. Ei încercau să răspândească cunoaștere vedică în Birma, un stat în Asia. Și birmenii au o rețetă a unei mâncări foarte interesante. Când se ia un vas
Și în vasul respectiv se adună toate morteciunile care se găsesc în cartierul respectiv. Mâințe moarte, păsări moarte, gândaci și așa mai departe. Deci, tot ce este mort se adună în vasul respectiv, se închide, se sigilează, se închide, se lasă, nu mai țin minte câte luni și au ei ceva, un festival de gen anul nou și când este anul nou, în ajunul anul nou, ei desigilează vasul respectiv și se bucură foarte mult de mirosul care... Și atunci ei, sucul ăla care se acumulează acolo, îl storc cumva și îl folosesc la orez și alte lucruri. Deodații care, discipolii lui Bhaktisiddhanta, când simțeau mirosul ăla, își pierdeau conștiința, pentru că era abominabil. Dar, când deodații găteau halava, cineva, iată, o să înveți ocazia la cursurile de gătit în primăvară, așa că o să înveți să gătiți la halava. Când se gătește halava, inima unui devotat cântă și dansează, pentru că mirosul ăla de ghii, de unt topit, cu grișul care este prăjit, cu sucul ăla de zahăr, cu aromele care se adaugă, wow, e ceva fantastic. Când devotații găteau halava, tot cartierul de birmaniezi veneau și se certau cu deodată, ce-i cu putoarea asta, ce faceți voi acolo? E o diferență de gusturi. Da? Deci ei... Deci unii au gustul în modul ignoranței, alții au gustul în modul bunătății minim. Și atât, la începutul vieții noastre spirituale, noi încă o să avem atașamentul către gusturile acestea inferioare. Dar Krishna spune, continuă mai departe să mănânci halava, continuă mai departe să asculți muzică transcendentală, continuă mai departe să te asociezi cu oamenii spirituali, pentru că gusturile tale treptat se vor schimba. Da? De la grosieri mai subtil, mai subtil, mai subtil. Deci tot să înțelegi lucrurile mai subtil, mai subtil și mai subtil. Și de aceea, parandriștani vartate, cultivă gustul superior, treptat o să te dezici de la gusturile inferioare. Deci asta a fost sensul versetului 59. Acum mergem mai departe. Un verset foarte important, versetul 60 din acest capitol. Krishna spune, simțurile sunt atât de puternice și năvalnice, o Arjuna, încât duc cu forță chiar și mintea omului cu discernământ, care se străduiește să le stăpânească. Deci chiar atunci când încercăm să stăpânim simțurile, oricum, dacă nu suntem atenți, chiar și un singur simț poate să devină cauza căderii noastre de pe calea avansului spiritual. În canto 9 din Shrimad Bhagavatam găsim faimoasă povestire despre înțeleptul Shaubhari Rishi. Shaubhari Rishi apare în Rig Veda, deci este un înțelept foarte, foarte faimos din scripturile vedice. Și chiar există o mantră care a fost scrisă de Shaubhari, care se numește Shaubhari Sutra. Și Shaubhari era un mare mistic yogin care și-a stăpânit complet simțurile sale. Și el obișnuia să se ocupe cu meditație pe fundul malului Yamuna. Deci aici o vedem pe Shaubhari. Deci el făcea meditație, se scufunda scufundat în apă. Da? Și scufundat în apă, el stătea și medita 9 zi, da? 9 oră, 9 săptămâni, cu lunile. Chiar vedele povestesc că uneori corpul lui și părul lui, deci se împletau cu plantele care cresc sub apă. Deci el deja era complet, nu mai înțelegea cine e acolo, o plantă sau Shaubhari Rishi. Și într-o zi, Shaubhari Rishi, știți, în capitolul 6 din Bhagavad Gita, Krishna povestește că un yogin trebuie să-și fixeze ochii asupra vârfului nasului, pentru că ochii dacă sunt închiși, noi adormim. Ochii dacă sunt prea deschiși, atunci noi suntem deranjați de lucrurile care se întâmplă în jurul nostru. Și iată într-o zi când Shaubhari Muni, deci el își ținea ochii concentrați asupra vârfului nasului, el a decis puțin să-i deschidă, să se relaxeze puțin. Și el a văzut cum doi peștișori chiar în fața lui se pupau. Și mintea lui Shaubhari Rishi, samskarurile
trecute din corpul lui subtil. Imediat s-au trezit. Imediat s-au trezit și Șaubare a simțit în inima lui, a simțit o poftă trupească, dar o poftă trupească care, pum, a explodat. Și Șaubare, Rishide, s-au scos toate plantele alea din părul lui, care erau amestecate cu pletele lui, a ieșit din apă, a ieșit la suprafață și a început să gândească, trebuie să mă căsătoresc urgent. Trebuie să rezolv problema. Și Șaubare a auzit că un rege, care era regele din Ayodhya, numele lui era Mandata, era un rege foarte de treabă, nobil, iluminat. El avea 50 de fiice. Și Șaubare s-a gândit că, păi mă duc la ele și mă aleg una frumoasă dintre acele 50 de fiice și mă căsătoresc. Și iată, Șaubare munte și el, așa, din apă, cum era el, vă dați seama, fără haine, dacă avea ceva haine, avea doar o caupină pe el, cu pletele împletite, probabil cu unghiile lungi, cu o privire severă de yoghin, vă dați seama ce stare avea, ce tejas, ce putere avea în jurul lui, se apropie de acest rege Mandata și spune, dragă rege, am auzit că ai 50 de fiice, eu aș vrea să mă căsătoresc, te rog să-mi dai una din fiicele tale ca ea să devină soție mea. Regele copleșit era un mic și s-a gândit, un yoghin bătrân care vrea să căsătorească, nu știu ce să fac pentru că sunt convins că fiicele mele n-ar fi prea fericite să se căsătorească cu un asemenea bătrân yoghin. În același timp, dacă îi spun nu, mă blestemă pe loc. Și atunci trebuie să găsesc o soluție, trebuie să fac ceva. Și regele s-a gândit și a spus, uite, hai să facem așa. Eu nu o să le impun pe fiicele mele să se căsătorească cu tine. Eu o să le rog ca ele singure să te vadă și cine dintre ele va dori să te aleagă ca soț, ea va deveni soția ta. Și în același timp, regele s-a gândit, probabil nimeni nu o să dorească să-l aleagă pentru că este bătrân, arată foarte urât și de-aia cumva o să rezolv situația, o să ies din această situație. Dar Șaubare Rishi, fiind un mistic, imediat l-a citit. A citit mintea regelui, s-a gândit, aha, deci așa spune, bine, nicio problemă. Și a spus, uite, mă întorc mâine. Deci mâine să-ți, la ora cutare, deci toate fiicele tale trebuie să fie pregătite să mă vadă. Șaubare a plecat în pădure, s-a așezat în meditație și s-a transformat tot tejasul, toată energia care a fost acumulată de el timp de ani și ani și ani de penitențe și austerități de asceze. Către femeile, de exemplu. Femeile caste, ele acumulează o energie foarte puternică. Sau bărbații care nu bârfesc, sau bărbații care nu spun minciuni, ei tot acumulează. Sau și la Prabhupada zicea, 16 runde, dacă le cântați până la ora 10, voi acumulați o putere imens de mare. Sau Prabhupada de asemenea spunea, dacă la ora 4 jumate în ashramuri, voi vă duceți la prima slujbă care se face în ashramuri și nu scăpați nicio slujbă timp de 10 ani. Orice afirmație care o să faceți, ea se va înfructui. Deci, pentru că acumulăm o anumită energie, o anumită putere. Și Șaubare Muni și-a cheltuit toată energia, toată puterea sa care a fost acumulată timp de ani de asceze, a folosit-o pentru a-și transforma corpul său bătrân, a unui yoghin bătrân, într-un corp de atlet foarte frumos, a unui tiner, care arăta foarte frumos și n-a reușit Șaubare Muni să intre în camera palatului când toate fetele au spus el e soțul meu, eu vreau să mă căsătoresc cu el. Și atunci toate au spus, deci noi toate vrem ca el să fie soțul nostru. Regele n-avea încotro și a spus, bine, dacă este decizia voastră, asta este. Dar regele a început să-și facă grijă, pentru că cum va avea grijă Șaubare Muni, Șaubare Rishi de aceste 50 de sucii, pentru că este un yoghin. Yoghinii de obicei nu sunt oameni foarte bogați, cu avere și așa mai departe. Și Șaubare iarăși a citit mintea regelui și a spus, don't worry, stai calm, uite acolo peste geam. Și regele a văzut peste geam 50 de palate,
care erau deja manifestate prin puterea mentală, prin puterea minților. Și a spus, stai liniștit, pentru că ele toate au mașinile de spalat, frigider, oglinzi, toate sunt acolo. El nu o să se certe că dă-i fierul de călcat, e al meu, nu e al meu. Și vreau să mai povestea când așramul din Ungaria. Primul lucru care le-a făcut în așramul de femei în Ungaria, toate și-au fierul lor de călcat, oglinda lor, lucrurile astea pentru păr, mai știu așa, deci toate au separat, pentru că nici într-un casă nu se certe. Deci toate lucrurile au fost aranjate și au început să apară copii, după copii, și la un moment dat, când influența modului pasiunii s-a retras, și, de fapt, și-au pare unii, Marian, tu ții minte că asta a fost o reacție pentru ofensa lui Garuda, dacă nu mă înșel, da? Deci, după cum știu eu, deci, tot ce se întâmplă acum cu Shao Bari Rishin este o consecință, o reacție karmică pentru o ofensă care mulți ani în urmă Shao Bari Rishin a comis o ofensă către Garuda, Tarksha, care e vehiculul lui Vishnu. Pentru că într-o zi Garuda a vrut să mănânce niște nagas, niște șerpi care se aflau în râul Yamuna. Și Shao Bari Rishin lui s-a făcut milă de acești șerpi. Și el cumva i-a luat apărare și i-a spus lui Garuda că Garuda, dacă mai vii aici prin puterea mea mistică, tu o să arzi. Garuda a spus, nu o să mai ard eu, dar nu mai iau cu nebunii. Da, stai cu conștiința să zice ce problemă. Și Garuda nu mai venea în locul respectiv. Din cauza asta, mai târziu, în lacul din Yamuna apare demonul Kaliya, care va fi ucis de Krishna. Dar din cauza faptului că Shao Bari a făcut o ofensă către un devotat mare al lui Vishnu, el a primit această reacție și el a trebuit timp de mulți ani să ardă această reacție în forma gratificării simțurilor și în forma unei constări de conștiințe materiale. Și după mai mulți ani, când el deja avea foarte mulți copii de la toate soțiile sale, la un moment dat Shao Bari Muni își revine, își vine în simțuri și spune o mantră. El zice, Aho imam pasyata me vinashanam. Deci el s-a trezit, că la un moment dat se trezește și se uită. Eu țin minte, ne-am costit în Mokshulpa, țin minte, când noi ne-am costit cu Mokshulpa, după 6 ani în ashram, într-o dimineață, deja eram căsătoriți, tot Vivaha Yagya, tot a trecut. Țin minte când eram noi la casa părinților mei. Într-o dimineață mă trezesc, și eram obișnuit să mă trezesc în ashram sub radiator. Asta era locul meu, care tot știa, era locul lui Radha Govinda. Acolo nimeni nu parchează, nimeni. Și într-o dimineață mă trezesc și văd că nu sunt lângă radiator, sunt într-o cameră și mă uit pe patul opus, în alt colț al camerei, doarme o femeie. Și atunci, treptat, mi-am adus aminte că Radha Govinda, tu te-ai căsătorit. Deci asta, cam asta e starea de transformare de la împrămâncare la grihastră. Și pe aia mi-am spus, nu, stai cu minte că e fată bună. Și iată, cam asta s-a întâmplat cu Shao Bari Rishin, care la un moment dat și-a revenit. Wow, ce s-a întâmplat cu mine? Deci m-am căsătorit nu cu o singură femeie, cu 50 de femei. Vă dați seama ce reputație am eu acum în univers. Deci ce gândesc alți colegi ai mei, alți yogini despre mine. Și atunci Shao Bari spune, o, oameni, aceia dintre voi care planificați să atingeți fericirea prin achiziții materiale, aveți grijă. Uitați-vă la degradarea mea, unde eram și unde sunt acum. Am creat 50 de cadavre prin puterile yogine și am trăit cu 50 de femei timp de mii de ani. Și el și-a creat 50 de expansiuni ca să locuiască cu fiecare dintre ele simultan. Și totuși simțurile mele nu au fost satisfăcute. Deci după 50 de femei cu care se gratifica simultan,
Asta a fost realizarea lui Șalpare și totuși simțurile mele n-au fost satisfăcute nici după mii de ani, mii de ani celești. Ele au continuat să se agite și mai mult. Țineți minte despre căderea mea și nu vă pierdeți timpul vieții umane în gratificare de șarta a simțelor. Deci asta a fost instrucțiunea și realizarea lui Șalpare Muni după această cădere. Noi mai avem niște texte pe care, sau haideți că nu sunt multe, le citesc repede și încheiem capitolul 2, ca deja data viitoare să trecem la capitolul 3. Doar să le citesc, nu sunt foarte dificile. Deci textul 61. Cel ce își înfrânează simțurile, păstrindu-le perfect controlate și își fixează conștiința asupra mea, acela are o inteligență neclintită. Aici Krishna dă o cheie, cum să controlăm simțurile. Parantriștve sau gustul superior înseamnă să le conectăm cu persoana divină. Așa pot fi ele stăpânite. Limba vrea mâncare, dați-i prasada. Ochii vrea forme frumoase, uitați-vă la pozele cu persoana divină, cu avatarurile lui. Urechile vor muzică frumoasă, ascultați kirtanuri, ascultați bhajanuri și așa mai departe. Deci toate simțurile pot fi angajate, transformate prin activități spirituale. Și asta ne va conecta cu persoana divină. Textul 62. Contemplând obiectele simțurilor, o persoană dezvoltă atașament pentru ele, iar dintr-un astfel de atașament se naște pofta și din pofta apare mânia. Din mânia apare deplină inducere în eroare. Din inducere în eroare, tulburarea memoriei. Când memoria este tulburată, inteligența este pierdută, iar când inteligența este pierdută, omul cade din nou în oceanul existenței materiale. Însă cel ce este lipsit de orice atașament și aversiune și este capabil să-și stăpânească simțurile cu ajutorul principiilor regulatoare ale eliberării, poate dobândi de plină grația Domnului. Principiile regulatoare înseamnă că cum atunci când venim într-un spital, suntem bolnavi, și există un anumit regim care trebuie să-l urmăm. Carantină. O carantină, exact. Deci sunt niște reguli care trebuie să le urmăm. Nu sunt plăcute. Nu sunt plăcute, dar urmându-le, noi ne însănătoșim. În mod similar, deci atunci când ne restricționăm simțurile și urmăm anumite principii regulatoare, la început nu este un lucru plăcut, dar după un timp noi simțim gustul acestui mod de viață, modul bunătății și începem să avansăm spiritual. Versetul 70. O persoană care nu este tulburată de fluxul neîntrerupt al dorinților care intră precum râurile în ocean, este umplut mereu, dar rămâne întotdeauna liniștit. Doar ea poate dobândi pacea și în omul care se străduiește să-și satisfacă astfel de dorință. Versetul 71. O persoană care abandonează toate dorințele de satisfacere a simțurilor, care trăiește liberată de dorințe, renunțând la orice simț al proprietății și este lipsită de falsul ego, doar ea poate atinge adevărata pacea. Aceasta este calea către o viață spirituală și divină, pe care dobândit-o omul nu mai este rătăcit. Dacă cineva este astfel situat chiar și în ceasul morții, el poate intra în împărăția divinității. Deci calea către avansul spiritual este prin stăpânirea simțurilor și nu prin agitarea simțurilor. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dacă aveți ceva întrebări referitor la aceste versete. Da, cu vestirea aceasta, acțiunile s-au petrecut pe pământ sau la pe da, acțiunile s-au petrecut pe pământ și îți mulțumesc mult că ai întrebat, pentru că aici avem exact niște poze. Iată aici, la horizont, avem faimosul templu din Vrindavana care se numește Madan Mohan. O să vă arăt eu dată niște poze. Este unul din cele mai frumoase templu din Vrindavana, la Kashul, unde a apărut Krishna. Și iată, lângă, pe drumul care duce la Madan Mohan, este o răscruce și este un drum care se numește Parikrama Marg, este un drum care, prin care poți să mergi în jurul la Vrindavana, acest oraș, mergi, cam, durează cam 2 ore jumate, 3 ore, depinde, 2 ore, 3 ore, deci poți să mergi în jurul lui. Da, depinde cum și cine merge. La dacă unde da. Facem 2 ore, cum o șurubă, facem 4. Dar
de pe acest drum, deci este o răscruce care o ia în stânga. Și iată aici avem un drumuleț care duce spre un ashram care se numește Shaubari Rishi Ashram. Este un loc absolut fantastic, absolut liniștit, pentru că Vrindavana acum e un loc în care au crescut foarte multe hoteluri, mișcare, agitație, gălăgie. Dar ashramul acesta se află într-un loc mai retras. Și aici îl avem pe preotul principal din acest ashram, în ashramul unde Shaubari Rishi și-a înfăptuit meditația sa după povestirea care s-a întâmplat în Nepal. Și aici este locul exact unde el a meditat. Și unde a meditat. Și exact locul respectiv. Un ashram foarte frumos, foarte liniștit în Vrindavana. Și da, asta s-a întâmplat pe Terra. Cum se numește lacul în care meditat? Era un râuleț care se numea Yamuna. Yamuna. Undeva știți cum râurile au o parte mai largă care aduce aminte de un lac, dar mai departe îl se scurge tot. Și era ceva, un râu Yamuna, dar care avea o parte mai largă și apărea ca un lac. Și iată, la fundul acestui lac, Shaubari și făcea meditația așa. El inhala odată și acumula destulă prana care avea nevoie printr-o inhalație și putea cu prana respectivă deja să o transforme în energie subtilă care îi ajuta să primească toate energiile de care avea nevoie sub apă. Nu cunosc această tehnică, Mihai, dar nu pot să zic. Poștesc. Aveți o întrebare? Haideți, mai am o mică povestire, dacă vreți. E o povestire din tradiția Bhakti. Cu câteva clipe, înainte de bătălia de la Kurukshetra, i-am mai povestit o povestire care s-a întâmplat cu regele Yudhishthira când și-a lăsat armura, armele și s-a dus de partea opusă să ceară binecuvântările maestrului Dada Bhishma și Dronacharya și așa mai departe. Dar cam tot în acea perioadă se mai întâmplă încă un lucru care este descris, nu știu de este descris, dar am auzit de câteva ori povestire respectivă de la niște maestri spirituali, probabil în una din Purane. Și știm, deci, înainte de câmpul de luptă Kurukshetra, deci atmosfera este foarte tensionată. Deci, vedem, ambele părți s-au adunat, Krishna cu Arjuna se află aici pe carul de luptă și la un moment dat, o mică vrăbiuță a zburat și s-a așezat pe jugul cailor pe carul lui Arjuna spunând, deci cu vocea de om, vrăbiuța spune: O Krishna și Arjuna, nu pot să cred că faceți asta. Dorim să luptați. Oare poate pacea fi atinsă prin violență? Deci era o vrăbiuță mai filozofică. Oare poate pacea să fie atinsă prin violență? Oare este aceasta o filozofie corectă? O Bhagavan. Și ia la rost pe Krishna. O Bhagavan. Deci, intenționat îi spune numele Bhagavan, pentru că Bhagavan înseamnă controlorul suprem. Oare lupta asta este o soluție? De când a fost atins ceva bun prin luptă? Oare ai renunțat la înțelepciunea ta, o Krishna? Pentru că toți știu că ești o persoană foarte înțeleaptă. Krishna se uita la vrăbuță și hohotea, deci nu mai putea de râs, tot hohotea și uita la râs. Dar Arjuna a devenit puțin tensionat. Nu i-a plăcut că vrăbiuța o ia la rost pe Krishna, pe zeitatea lui, și Arjuna atunci îi spune: O pasăre mică, taci acolo. Acest război este inevitabil. Uneori este nevoit să scoți un ghimpe folosind un alt ghimpe. Dar minte, atunci când mergi, discuță, îți intră un ghimpe în călcâi și atunci ca să-l scoți, să găsești un alt ghimpe și îl scoți de acolo. Deci eu e un chip, vreau să spun, un chip. Dar se spune că fiecare ghimpe care îți intră în călcâie în timpul pelerinajelor în India, este o anartă care este purificată, un viciu care este purificat în inima ta. Și de ce? E o durere, dar și o bucurie simultană. Și Arjuna deci spune, uneori este nevoie să scoți un ghimpe folosind un alt ghimpe. Acești Kaurava, aceste entități demonice, sunt ghimpele în pielea pământului.
ce trebuie să-i scoatem. Vrabia atunci a spus, bine, Arjuna, văd că ai învățat arta argumentării, nu pot discuta cu tine la acest nivel, dar dacă vreți să luptați, puteți, vă rog, să vă mișcați câțiva kilometri la o parte, pentru că chiar aici, în centrul câmpului de la Kurukshetra, eu am cuibul meu și am copilașii mei acolo și soția mea. Și voi aici cu elefanți cu care o să luptați, vă dați seama ce o să întâmple cu toată familia mea. Krishna Hohota nu mai putea nici când am spus acest discurs sau prăbiuții. Arjuna iarăși a devenit tensionat, dar Krishna deja a vrut să a intervenit el și îi spune Arjuna, dă-mi te rog arcul tău, dă-mi arcul tău și o săgeată. Krishna ia arcul lui Arjuna, ia o săgeată, o trage și atunci ca Urava, pentru că era o înțelegere, Krishna va lupta pe calul de luptă al Arjuna, dar nici într-un caz nu va lupta singur, personal, nu va lua nicio armă în mână. Și atunci ca Urava a spus, dar ce se întâmplă? De ce Krishna a ridicat o armă? Krishna nu i-a ascultat, zâmbind, a tras o săgeată și săgeata a zburat și a tăiat unui elefant un clopote mare care se afla la gâtul unui elefant. Clopotele, rostogolindu-se, și-a picat chiar deasupra cuibului acestei păsări mici, împreună cu familia ei. Când Kaurava s-a văzut că Krishna a tras o săgeată care nici n-a nimerit în elefant, dar doar i-a tăiat clopotul, a început să râde. Păi Vasudeva nici nu știe să tragă din arc. S-a relaxat. Stați să nu știți că locul nu știe arca marțială. Și după aceea Krishna a suflat în scoică, Arjuna a suflat în scoică, au trecut 18 zile de luptă pe câmpul de luptă de la Kurukshetra. Și la sfârșitul, când deja era 19 zi, a doua zi după ce s-a terminat lupta, Krishna îi spune la Arjuna, Arjuna, hai cu el. Și el s-a apropiat de locul respectiv și a văzut Arjuna găsit clopotul de la elefant. Și Krishna îi spune, ridică-te rog clopotul. Arjuna a ridicat clopotul și acolo era Vrabia, care a spus, Krishna, mulțumesc mult, ne-ai protejat. Și iată, e o istorie micuță care arată că un suflet care, chiar dacă este puțin rebelios, cum a fost rebelința respectivă, dar totuși îl găsește adăpostul în persoana divină, întotdeauna va fi protejat. Și într-un sens, asta este mesajul esențial al Bhagavad Gita. Din momentul în care noi ne predăm, ne înmânăm viața în mâinile persoanei divine, persoana divină ne va ghida în viața noastră. Și chiar dacă uneori să suferim, oricum nu o să fie suferințele care le simt un suflet condiționat obișnuit. Și la Prabhupada dădea exemplu cu fiul unei persoane nobile, un aristocrat care era foarte bogat, care într-o zi a încălcat legea, a făcut ceva și a nemirit în fața judecătorului. Și judecătorul trebuia să-l pedepsească pentru infracțiunea care a fost comisă. Și înainte de a-i spune sentința, judecătorul s-a apropiat de băiatul respectiv și îi spune la ureche, știi că eu îl cunosc bine pe tatăl tău, noi suntem prieteni. Dar dacă nu o să te pedepsesc, atunci alți judecători și alți oameni o să se revolte. De ce eu trebuie să-ți dau o sentință? Deci nu te supăra. Ea va fi minimă, dar tu oricum o să-ți primești sentința. Și judecătorul după aceea îi spune sentința, deci ai făcut infracțiunea cu tare cu tare, o săptămână de muncă publică sau ceva. Deci asta este ispășirea ta pentru infracțiunea respectivă. Și la Prabhupada de dea exemplu că în mod similar, un suflet care este predat persoanei divine, abandonat persoanei divine, chiar dacă Maya, energie iluzorie, trebuie să o pedepsească conform legii karmei, pentru anumite infracțiuni care le-am comis pe parcursul mai multor vieți în această existență. Maya totuși îi spune deodată că eu trebuie să te pedepsesc ca semizeii să nu se revolte, că există o anumită lege, dar eu îl cunosc foarte bine pe tatăl tău și de aceea sentința va fi, dar va fi minimă. De aceea țin minte cum uneori în așa mai tăiam legume sau făceam, curățam legume la doctorii și uneori te mai tăia la dege sau se întâmpla ceva și prietenii imediat îmi spuneau. Dacă n-ai fi fost în conștiința de Krishna, n-ai fi practicat bhakti, acum trebuia să stai toți degetul. Da, pentru că practici bhakti, ai primit doar o reacție minimă pentru această bucurie, stai calm.
Și cam asta este starea de spirit a unui bhakti yogi, de a înțelege că da, vom obține reacții karmice, dar ele oricum vor fi minime, pentru că suntem protejați de persoana divină care controlează această lege a karmei în cadrul universului. Și asta este un avantaj de ce trebuie să practicăm bhakti yoga. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția. Acum o să practicăm bhakti yoga în forma unei runi.